Am doar Cotrină, promesii coca în ADN. Nu mă fug cu orice geabră, nu mă... Salutare, prieteni! Astăzi vom avea parte de o emisie încărcată cu surprize plăcute. Mai exact, vom afla cine sunt prietenii lui Guguță, care au bătut cale lungă până au ajuns la el acasă. De mult, pe un tărâm îndepărtat, eu, acum, maestrul metamorfozei și întunericului, am deslănțuit un rău îngrozitor, dar un luptător samurai cu coaie mari, agitând o sabie magică, veni să mi se opună! Zilele acestea, în culisele Teatrului Municipal de Păpuși Guguță, este forfotă mare, fiindcă a fost deschisă cea de-a 10-a ediție a mult așteptatului festival sub căciula lui Guguță. Să știți că ne-am strecurat și noi printre invitați și am aflat că piesele de teatru vor fi prezentate de păpușari din 22 de teatre din tocmai 8 țări, precum România, Ucraina, Rusia, Belarus, Bulgaria, Estonia, Kazahstan și, desigur, Republica Moldova. Atmosfera este încinsă de actorii care se prind de mâini, respira adânc, saltă ușor de pe un picior pe altul și își creează bună dispoziție pentru prestații de nota 10. Imediat pătrundem în culisele teatrului, fiți alături de noi! Tema de astăzi este gaura. Adică o gaură adâncă. Vreau să știu care e cea mai adâncă gaură. Nu știu ce jucători sunt la România aici, dar hai să vedem. Sunt cu Bazar. Bine mă, bă, cine mă portarul ăla? Pantelimon, cum îl cheamă? Ia-ia? Genia? Acum, o jucăm frumos cu fandone. Bine mă, cipciule. Chirchireș! În următoarele 3 secunde o să-ți deblochez o amintire pe care nu credeai că o mai ai, fiat. Prieteni, programul îl puteți găsi și pe site-ul teatrului Guguță, www.guguțateatru.md, așa că nu ratați ocazia de a vedea spectacole prezentate de actori din alte țări, pentru că dacă aș avea ocazia să aleg între o comoară sau teatru, aș alege cu siguranță teatrul, deoarece acolo copilăria este nemuritoare, poți inventa orice și oricând îți dorește sufletul. Acum, de exemplu, am o idee. Să învățăm să confecționăm un iepure, pentru că sărbătorile pascale vin la braț cu iepurașul cu conașul. La atelierul magic, Elena vine cu aceeași sugestie pentru voi. Iepurașii adoră să fie ademeniți de morcovi și varză, dar noi am găsit o altă modalitate care este să urmărim împreună. Și pentru că sunt știrile motenului și pioretele, nu vom citi de pe prompter, cum fac unii. Aici totul este spontan. Iar această hârtie o țin în mână, cum am văzut că fac mulți prezentatori, pentru că îmi dau cumva impresia că sunt mai serioși și mai importanți, mai documentați, dacă au o hârtie în față, sau chiar mai multe. În sfârșit, unii am văzut și cu laptopuri, depinde de om. Ce râzi, mă? Ai văzut tu pe aia în studio că râd la știri? Da. Toată lumea e serioasă. Da. Și acum? Seriozitate pretind. Da. Ne-am venit ideea asta după ce am auzit povestea cu Șoșoaca. De fapt, doamna Șoșoacă se rămânea. Da. Dacă vede clipul ăsta, îi transmite în sănătate. Da, multă sănătate, că am văzut că nu prea vă protejați, așa că măcar noroc să aveți. Ne pare bine că v-am cunoscut. Da, sincer să fiu, înțeleg pe doamna Șoșoacă că nu-i place să poarte bodniță, că doar noi nu suntem câini, suntem oameni. Are dreptate. Nimănui din lumea asta nu-i place să umble cu bodniță afară. Apropo, cred că acum râd câinii de noi pe stradă. Posibil. Înainte vedeam noi de câini pe stradă, îi vedeam umblând cu bodnițe. Acum arăt câinii, dar e păstrat de pe proștia.
ham, 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 că uite acum poartă ei bodnița, așa, așa. Cred că asta a fost numai blestemul câinilor, cred că a fost ăsta. În sfârșit. Și să începem cu doamna Șoșoacă. Am auzit că a fost în Parlament, eu nu mă uit la știri, așa că pot să spun multe prostii aici. Informațiile nu sunt verificate sau din ce am auzit din povești, că nu mă uit la știri niciodată, nu-mi plac. Mai aud, ce e important oricum, aud de la alții. Să uită alții și pentru tine. Da. Deci, am auzit că s-a dus în Parlament fără botniță, fără masca aceea importantă, impusă de lege. Tu, dar n-ai mască la gură. Da. Păi sunt în casă aici, ce masca... Păi nu contează. Ce sunt eu, câine? Da. N-avea mască și s-a dus în Parlament, a vrut să intre. Ăia săracii când au văzut că vine unul fără mască, fugiți, bă! Au închis ușile, s-au baricadat înăuntru, sau... Da. Și când mi-a povestit puieletă de treaba asta cu fata care s-a dus și a vrut să intre și aia cu iatușa, mi-a trecut prin minte următoarea melodioară, și anume parlamentarii înăuntru, sau ce erau ăia, în sfârșit, guvernanți, parlamentarii, în sfârșit, colegii. Erau unii acolo. Da. Știți aia care ne toacă banii, care ne conduc țara cu multă atenție și așa. Deci erau băieții acolo înăuntru, a venit fata, ăștia am căiat ușa și în mintea mea a apărut imediat melodia pe care o cânta fiecare dintre parlamentari sau guvernanți sau ce erau ei acolo înăuntru. Deci fiecare din ei cânta așa: nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau bau, dar mi-e frică, dar mi-e frică de șoșoacă. Da, săracii de ei. După ce mi-a venit ideea asta și am mai râs un sfert de oră, ne-a venit atunci în noaptea, că era pe la 3 noaptea, nu știu, atunci ne-a venit ideea să facem o emisiune la glumă, la mișto, la așa, cu știrile mătănele și proletele, deci de la asta a pornit. Tu dar arăți bine la pentru ProTV. Cu bau-bau și cu... Da, pe normal că... Și mi-am făcut travata asta singur. Am încercat mai întâi fără tutorial, după care noroc cu nenea YouTube și cu un băiat simpatic de acolo care mi-a arătat... Nu știam să fac o cravată. E pentru prima oară în viața mea când fac o cravată. Mă, sunt bune și tutorialele la ceva, vezi? Da. Pentru prima oară în viața mea când fac o cravată, cum vi se pare, prima mea cravată făcută e, la... E bine. E făcută direct pe mine, așa, de mine, pe mine. E adevărat că prima dată am făcut-o cumva și mi-a ieșit. Ăsta de aici era foarte scurt, până aici nu era bine. Am desfăcut-o la loc și am tras mai mult în jos. S-a sfârșit. Și cealaltă bucată am băgat-o în cămașă ca să nu se vadă muștiucul ăla care rămâne sau cum se numește. Ce muștiuc, mă? Da. Acum, în altă ordine de idei, în alte știri, nu cu vremea. Aici băgai publicitate, da, bă. Da, de pauză, de nimic, că noi nu băgăm publicitate cum fac azi. S-ar putea să bagi YouTube din când în când o reclamă prin clip asta, să nu-i făcută de noi, asta o face el știe. Da. Da. Vreau să mai povestesc, dacă tot am zis cu știrele, că am o poveste mai veche, nu știu dacă mai de actualitate, dar cum îi cheamă, mă, pe aia? Joana sau cum îi cheamă? Da. Nu, Joana sau... Cum îi cheamă pe ăla? Joana. E un băiat simpatic și cu soția lui la fel de simpatică. Care, Șoșoaca asta? Nu, cum îi cheamă pe soția lui? De când ne-am mutat undeva, că nici nu știu. Nu știu de cine vorbești. Hai, mă, ea de care tot divorțează. Ah, Bahmuțeanu. Bahmuțeanu, ca și cu... Cum îl cheamă pe el? Prigoană. Prigoană, mă, nu, Joana. Gata, îi salutăm și pe ei frumos. Da. Salută-i, mă, pe Mânuțeanu. Deci să continuăm cu știrea despre domnul Prigoană. Salutări, domnul Prigoană. Și doamna Bahmuțeanu sau... Cum îl cheamă? Bahmuțeanu? Adriana Bahmuțeanu. Bahmuțeanu, hă? Da. Dar pe ea nu-l cheamă Prigoană, că dacă a fost măritată cu el sau... Păi acum eu nu știu. Nu cheamă Adriana Prigoană? În sfârșit. Asta mi se pare logică. Adriana Bahmuțeanu Prigoană. În sfârșit, da, nu contează. Ceea ce mi s-a părut, amândoi sunt foarte simpatici, că tocmai de-aia să vă povestesc. Ei astăzi se căsătoresc, mâine divorțează, păi ea se căsătoresc a treia zi, a patra zi, după și mi-a venit ideea. Păi asta e așa, nu cumva ăștia să uită la calendar? Bă, bărbate, astăzi e zi cu soț. Deci înseamnă că trebuie să am soț, așa că iubirea mea vină cu acest timp. Să se spotocesc mustăcioara aia, gâni. Trage așa de mustăcioară, îl face. Da, a doua zi, bă, azi e zi fără soț. Astăzi divorțăm. Merge și de băgăm divorț, ia-ți mustața aia din casă și să nu mai văd. A treia zi, o, iubirea vieții mele, azi e zi cu soț. Trebuie să am soț, nu? Vină cu acea frumosă, de-aia vine să te mângâie, așa.
Deci asta era știrea cu cei doi care, cred că asta e logica lor. O ziua cu soț, are soț și ziua fără soț se divorțează, că n-are soț, nu? Că n-are soț și dacă n-are soț divorțează, după aceea se căsătorează la loc. Mai aveam uște, a, da, nu mai am nevoie să mă uit în prompter. Bine, prompterul e aici. Am pe telefon notate știrile, ideile, adică, da. Domnul Iohannis. Oh, salut, mă, fă-i cu da. Mâna, că tocmai l-am văzut. Ziua. L-am văzut la, pe geam. Bună ziua. Domn președinte, trece conferința. Aș dori să vă spun la revedere că a trecut timpul. Poate trage special timp ca să nu vorbesc, să nu le întrebe prea multe, știu. Posibil. E simpatic. Președintele ăsta, cred că clujeanul ăsta al nostru. Da, cred că e primul președinte care chiar mi se pare simpatic de felul lui așa. Măcar pare un băiat mai educat față de ce am avut. În sfârșit. Deci ne e simpatic, nu vorbim de rău, din potrivă. Am văzut că merge pe bicicletă. Da, face sport dimineața la prima oră. Ce vreau să încurajez e că traficul e foarte aglomerat și nu mai lăsați mașinile alea acasă și urcați-vă pe bicicletă și ca să încurajeze lumea. Da, ca să nu poluăm orașul. Am înțeles că s-a urcat el însuși pe bicicletă ca să arate cum merge la serviciu pe bicicletă. Bineînțeles că toată scena aia probabil că erau 100 de bodyguards în spate care nu se văd până. Cred, da. E chiar aș vrea să-l văd mergând pe bicicletă de acasă până la serviciu sau unde se duce el, la Cotroceni sau unde... La Palatul Parlamentului, da, acolo, da, la Cotroceni. Da, nu știu pe unde spare el vase sau... Așa. Mă rog, unde e locul de muncă? Da. Unde semnează Condica. Da. Dar mi-ar plăcea, chiar aș vrea, domnul Iohannis, dacă mergeți toată pe bune... pe bicicletă de acasă la serviciu sau cum să-l numesc, neapărat o cameră din aia pe cap, pe cască, pe ceva și live pe YouTube, că vreau să văd cum vin așa ouăle de la populație, cum vin ouăle, da, dragi cetățeni, să-l aruncați în președintele nostru cu ouă sau cu, decât dacă aveți și cum se numește mămolozul ăla care se dă la șnițel. Acum am aflat cum zicea cuvântul. Așa. Deci, ne aruncați cu un domn președinte decât dacă aveți la voi și o pungă de pesmet. Măcar să iasă un șnițel bun, adică... Și probabil că până la urmă, dacă merge domnul Iohannis de acasă până la serviciu cu bicicleta, cred că ar ajunge cumva îmbrăcat în diverse, cu ce a avut lumea, cu ce au avut oamenii pe la ei, știi? O ceapă, un cartof, o... Da, o să fie diverse sosuri pe el, cu ouă, cu ketchup, o să ajungă așa ca un șnițel numai bun de băgat la cuptor, știi? Iar dacă merge vara pe caniculă cu bicicleta, poate să ajungă direct șnițel, că stai în căldură, în trafic, mai ales în București, cum e acolo, poți să ajungi la serviciu deja pregătit, numai bun de servit. Da. Și acum să trecem la știri mai serioase. Știți că în China sau nu știu pe unde există anul dragonului, anul leului, nu știu, sunt diverse din astea. Anul chinezesc sau cum, da, nu? Da, la ei sunt niște ani din ăștia cu denumiri de astea. Acum se pare că în toată lumea, doar în China, există și anul câinelui sau anul javrei, pentru că toți umblăm cu bodnițe. Aha. Să sperăm că la anul nu o să fie și anul lesei și... și zgardă, adică la anul nu ne puneți și lesă, nu-i așa? Ne lăsați doar cu bodnița sau cu... Da, ce filmare? Da, în încheiere aceste emisiuni, dacă vă place o să mai facem și alte știri, mătănelul și puiuletele, în încheiere aceste emisiuni să vă mai arătăm încă o dată prompterul și să facem reclamă la vestimentația oferită de Puiulete Corporation, de Crochet Corporation. Puiuletele are un grup pe Facebook numit Crochet Corporation, se ocupă de chestii croșetate și tricotate. Această vestimentație este oferită de... Păi, uite, de la Crochet poți să spui că ai... Da, de la Crochet Corporation, de fapt, am doar asta. Restul sunt cumpărate. Da. Nu zic că m-am zis tăiat! Thank you.
doi iepurași grațioși sunt gata să-l întâmpine pe iepurașul de Paști. Este un accesoriu foarte deosebit și poate fi utilizat și în alte scopuri. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și bășini. Pardon, am vrut să spun... Am doar codeină, promesico, ca în ADN. Nu mă fug cu orice javră, nu mă... Aveți timp destul să creați o astfel de jucărie, așa că împreună cu părinții puteți da start orei de creație. Wow, vreau și să mă droghez dacă e așa tare. Am doar codeină, promesico, ca în ADN. Nu mă fug cu orice javră, nu mă... De ce aș alerga după atenția altora? Ce am de câștigat? A câștigat cineva ceva până acum prin asta? Da. Oceanul este un mister în continuă schimbare. De mii de ani, percepția noastră despre ce se află sub apa albastră a fost formată de descoperirea continuă a creaturilor monolitice. Sunt peștișorul tău de aur și not către inima ta, puișor, ca să te pot saluta, Kislove. Ne revedem mâine cu același entuziasm, cu noi informații din lumea teatrului de păpuși. Toate bune, pe curând!